Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, marți au fost aprobate un proiect de ordonanță de urgență și un proiect de hotărâre. Prin ordonanța de urgență, atribuțiile Inspectoratului pentru situații de urgență au fost extinse, în sensul că inspectorii ISU pot sigila construcțiile și amenajerile operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu. Potrivit legislației în vigoare, până la data prezentei reglementări, ISU putea dispune doar oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, ceea ce nu era de natură să garanteze încetarea de fapt a funcționării. Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, cu area desfășurată mai mare de 200 de metri pătrați, având destinația de comerț, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situații. Depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu. A doua este depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile de nivel 5 de stabilitate la incendiu, gradul de rezistență la foc. A treia, desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare în concordanță cu valoarea de referință. A patra, reducerea din elementele de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii, lățimii căilor de evacuare în condițiile în care deficient nu poate fi înlăturată pe timpul controlului. A cincea, desființarea instalațiilor sau sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului. Și a șasea, desființarea instalațiilor, sistemelor de sfumare ori a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare. Hotărârea de guvern numărul 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, privind periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, vine în ajutorul inspectorilor de prevenire, care până acum nu puteau sancționa aceste nereguli decât cu amendă.